Multe etape din viață nu le-am înțeles. Eram într-un sat de munte, toți făceau rusa la școală, eu făceam germana, neștiind că la un moment dat Dumnezeu mă va chema să merg în Germania, să aduc ajutoare, să am tangență cu nemții. Deci multe lucruri pe care le considerăm noi niște simple întâmplări, de fapt este mâna lui Dumnezeu care te conduce pas cu pas. A treia lucrare care vine prin omul respectiv, a zis că Dumnezeu vrea să vă dea o binecuvântare. Și îmi amintesc de momentul că exact după 9 luni, soția mea a născut, am găsit-o în spital, plâns, doctorița ți-a spus să că e sarcena moartă, și atunci eu i-am spus, Lidia, Dumnezeu a spus că e binecuvântare. M-am dus noaptea la doctoriță, așa cum eram de pe drum, i-am zis, doamna doctor, vă rog să o operați. I-a încercat să mă convingă că trebuie să-i facă declanșare, că e sarcina moartă și am zis, doamnă, sunt soțul ei, vă dau scris, semnez o operați. Operat-o și mai vie ca vie. Este mama între copii ei și Dumnezeu ce spune și împlinește. Slavă Domnului! Numai că nu a apucat să, să, iasă toți din casă și auțe până la bucătărie. Fata pe care v-am spus că mi-a dat-o domnă prin făgăduință, era micuță și o tras o cană de apă clocotită pe față. E născut într-o zi cu mine. Dar ce ți-am vorbit știi și nu vrei să faci. Plata ta e plata celor neascultători. Știu munca ta, știu lucrez mult pentru casa mea. Nu vreau munca ta, vreau ascultarea ta. Dacă nu e o lucrare, fac cu altul. Dar viața ta va fi numai plâns, numai chin, numai dureri. Oameni buni, când am auzit aceleași cuvinte, pe care le-am avut cu câteva luni înainte, prin alt vas m-am prăbușit. Îți spune Domnul, du-te și paște oile. Tu spui, nu, Doamne, mă duc să vând brânza. Te prinde hoță, îți trage un toc de bătaie, îți fură și brânză și bani. Așa se pățași dacă n asculți. Păi am avut situații când au luat foc toată levada și în formă de U, am fotografii, era porumb aici, în formă de U o ars așa și nu s-au aprins porumbul uscat că mi-ar dea casa. Am avut multe situații în care am văzut mâna lui Dumnezeu așa incontestabil. Deci eu nu pot vedea din de minuni care nu pot fi probate. Mulțumesc mult că ați acceptat să veniți la podcastul Pur și Simplu. Ne dorim din suflet să vă cunoaștem mai mult, mai bine, având în vedere că Dumnezeu v-a încredințat o slujbă frumoasă, dar mai mult decât frumoasă, una grea să fiți vicepreședintelui, vicepreședintele cultului pentecostal. Cred că la dumneavoastră ajung problemele cele mai dificile și trebuie să găsiți o rezolvare, o soluție. Dumnezeu v-a găsit vrednic de slujba asta și v-a încredințat-o, sunt convins de lucrul acesta, dar acum am vrea să vă cunoaștem mai bine. Cine este pastorul, vicepreședintele cultului pentecostal Liviu Xinte? Dar aș vrea să încep pentru început cine este omul Liviu Axinte. Înainte de a fi pastor, înainte de a fi vicepreședintele cultului, înainte de orice demnitate umană, cred că cea mai importantă este calitatea de om și de copil al lui Dumnezeu. Mă numesc Axinte Liviu, am 60 de ani, sunt căsătorit cu Lidia, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu patru copii, cu 15 nepoți, sunt un tată și un bunic fericit, îi mulțumesc lui Dumnezeu, îmi trăiește mama, îmi trăiesc socri, suntem o familie fericită, copiii îl slujesc pe Dumnezeu, nepoții la fel și nu trebuie altă împlinire decât aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce m-a făcut. În ce privește slujirea, este un parcurs lung, pot să spun acum după 31 de ani că totul îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care m-a împins din spate, Dumnezeu este cel care m-a convins, lui îi datoresc totul. Povestindu-vă viața mea și cum Dumnezeu m-a chemat, vă veți da seama că acestea nu sunt cuvinte fără acoperire, ci sunt cuvinte care rostesc un adevăr și de aceea toată slava și toată cinstea vreau să dau Dumnezeului nostru. Bineînțeles, m-am născut în satul Săvinești, județul Neamț, la vârsta de 2 ani, mama s-a îmbolnăvit de plămâni și medicii au recomandat să ne mutăm într-o zonă de munte. Am ajuns la Stejaru, comuna Pângăraț, unde este hidrocentrala Vei Lenin. Acolo mi-am petrecut copilăria până în clasa 8 -a, când am plecat la liceu, apoi armata, căsătoria, după care m-am stabilit în piatra neamț cu totul. După ce am început să cresc, cred că aveam vreo 14 ani când părinții au găsit calea mântuirii, s-au întors la Domnul, o perioadă scurtă, destul de devotați, în vremea aceea eu uh, nu eram întors la Domnul, îmi uh, găseam desfătarea în sport, în alte lucruri, brigăzi artistice, tot felul de lucruri pe la școală, dar uh, a venit un moment greu când tata a căzut de la credință și când uh, atunci, exact în perioada aceea, eu am început să vin la biserică. Uh, am depășit momentul la greu. mi amintesc că în prima dată am găsit sticla cu băutură și țigările tatălui meu undeva ascunse în beci. Am simțit că se rupe ceva din. mine. Eu abia începeam să vin la biserică, dar am înțeles că nu vin pentru el, ci vin pentru Dumnezeu. Apoi a urmat o perioadă de 20 de ani cât am stat, am plâns înaintea lui Dumnezeu și după 20 de ani Dumnezeu l-a întors pe tata la pocăință, n-am înțeles atunci de ce am cârtit, am judecat, între timp am ajuns păstor, am spus, Doamne, dacă ai vrut să mă faci păstor, de ce n-ai îngăduit să fiu într-o altă familie? Dar acum îi mulțumesc lui Dumnezeu, înțelegând că sunt situații când Dumnezeu te trece prin fundul gropii ca să poți să-i ridici pe cei care sunt în groapă. Când vorbesc cu cineva care este subjugat de patema alcoolului, pot să-i spun într-un mod direct care sunt ororile și ce rău poate să aducă într-o familie alcoolul. Soția mea este fică de păstor și îmi amintesc că l-am văzut prima dată beat pe tată, ea să amuzase, că ea nu mai văzut niciodată om beat așa de aproape. Și mi-am dat seama că sunt situații când Dumnezeu te cheamă într-o slujire, când Dumnezeu te pregătește din momentul când te-ai născut, totul este o școală. Așa a fost și la mine. Am fost o fire comunicativă tot timpul încă din școală, apoi din liceu. Eram omul care, indirect, fără altceva, îmi plăcea să ajut oamenii să-i reprezint, nu să mă reprezint pe mine. Am ajuns la liceu, a fost o altă etapă din viață și în anul 1981, cu ajutorul lui Dumnezeu, după doi ani de cât am mers la biserică, am decis ca să iau botezul și -a apoi a urmat o perioadă când Dumnezeu m-a pus la încercare, iar n-am înțeles, 10 ani am stăruit ca Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt și mi se părea că Dumnezeu e nedrept, îl iubeam pe Domnul, mă rugam, ceream cu lacrimi și n-am înțeles de ce până când Dumnezeu avea un moment special. L-am îngropat pe fratele meu de 32 de ani, joi, vinerea am mers la o întâlnire la prima convenție a oamenilor de afaceri din România, undeva la Hunedoara, și am mers doar pentru faptul că am dat confirmare că mă duc. Acolo s-a întâmplat o minune. La un moment dat era un restaurant închiriat tot de noi și cineva a spus că dacă sunt persoane nebotezate de Domnul cu Duhul Sfânt să vină în față. M-am dus, am venit, a făcut o rugăciune simplă, a spus crede și vei vedea slava lui Dumnezeu a plecat mai departe și la un moment dat, într-un mod pronunțat, mi-a părut în minte acel verset care spune că voi cedeți un lucru să credeți că l-ați și primit. Și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu. I-am mulțumit Domnului că Dumnezeu mă botează cu două Sfânt. A coboră cerul, am început să vorbesc în alte limbi, o bucurie imensă. Țin minte că am făcut o rugăciune când veneam înapoi de am trecut prai de 30 de kilometri. A fost o experiență deosebită. Dar spuneam că Duhul Sfânt este cel care veghează. Multe etape din viață nu le-am înțeles. Eram într-un sat de munte, toți făceau rusa la școală, eu făceam germana. Neștiind că la un moment dat Dumnezeu mă va chema să merg în Germania, să aduc ajutoare, să am tangență cu nemții. Deci multe lucruri pe care le considerăm noi niște simple întâmplări, de fapt este mâna lui Dumnezeu care te conduce pas cu pas. Astfel am ajuns la un moment dat, am terminat armata pe care am făcut-o tot la Piatra Neamț, a venit momentul căsătoriei, m-am dus la socru meu, eram un copil, aveam o școală, lucram la service atunci, eram mecanic auto, nu eram bogat, aveam un costum de haine și o pereche de pantofi și atâta, tot asta era toată averea mea. M-am dus la socru meu, am cerut-o pe nevastă mea, o zis da, după mult timp l-am întrebat odată cum le-a avut curajul să dai fata după mine. Atunci, venind din familie părință, încă nu erau pocăiți, am zis, frate Gheorghe, așa îi spuneam atunci, acum e spun tată, ce zici, eu aș vrea să mă mut. Locuia soția într-un sat din județul Bacău, în Tisa Silvestre, socul meu pe lângă pastorație, făcea și o fierărie. Și la mintea mea de atunci când am ajuns în casa lui și mi s-a părut un colț de rai, am zis, nu mă rești să vin aici să mă mut în Tisa Silvestre să lucrez cu tine la fierărie. Parcă îl văd așa, om um, cu experiență, să uită la mine și să spune, mai băieții, nu-i locul tău să vii aici, rămâi tu la tine la oraș, că acolo e locul tău. Eu prima dată m-am gândit, domne, probabil că nu i-am plăcut. Apoi am înțeles că, de fapt, cu experiența care o avea, el o văzut un pic dincolo de ceea ce vedeam eu la momentul acela. Cu soția Lydia m-am împăcat foarte bine, am avut trei copii, patru copii, am mai avut încă un copil care a pierdut o sarcină pe la trei luni. A fost și aia o lucrare deosebită. Dacă mai avem timp, poate povestesc și lucrurile ca una din minune pe care Dumnezeu l a făcut în casa noastră. Dar, ca Dar cred să... că o putem spune și acum. Putem să o spunem, numai în ideea de a nu pierde firul, da. Deci, la un moment dat, am avut două fete, o pierdut soția, o sarcină. A fost câțiva ani când nu am mai rămas însărcinată și eu aveam și eu un fix de asta așa masculin, să am un băiat care să poarte numele și deja începusem negocierile să fiem un băiat, numai că la un moment dat îmi bate cineva în ușă, apare un bărbat și îmi spune, Domnul m-a trimis ca să ne rugăm care un cuvânt pentru voi nu-l văzusem niciodată, nu l-am mai văzut nici de atunci niciodată. Ne-am rugat și au venit trei lucrări. Prima lucrare exact starea bisericii, milimetrică. A doua lucrare că va trebui să părăsești din nou granițele țări, dar lucrul ăsta este hotărât și îngăduit de mine că trebuie să aduci și nevoie pentru casa mea. După o lună s-a împlinit această lucrare. Pe vremea aia eram doar om de afaceri, mai aveam ceva bănuți a fost o conferință în Suedia, în 91. La început au vrut să meargă pastorii, că au văzut că începe să trebuia să plătească o sumă de bani, nu prea aveau și mă sună socru, nu vrei să mergi cu noi? Noi trebuia să începem construcția bisericii. În mintea mea am zis, gata, asta e împlinirea lucrării, mă duc 10.000 de pentecostali, credeam că abia așteaptă să vină un român ca să Ideea bani numai că nu a fost așa. Noi eram o delegație destul de serioasă, vreo sută de persoane din România, pentru prima dată când masiv s-a ieșit din țară. Și la fel, trec zile de conferință, nimeni, nimic. Și atunci am început prin credință să mulțumesc lui Dumnezeu. Domnule, îți mulțumesc că tu ce ai promis să împlinești. Dar eu, nimic. Seara vin uh, niște nemți la noi spun că au nevoie de doi șoferi profesioniști ca să-i ajute să ducă niște camioane în țară. Eu eram unul dintre ei care aveam permis de camion, Tot în regulă, bucuros. I am dat și o hârtie de asta care aveam făcută de la biserică, de către fratele pastor, eu nu eram ordinat pe vremea aia. Și zi și făcut, am coborât în Bratislava, trebuia să așteptăm a doua zi să ajungă camioanele, M-am dus cam cârtind, Doamne, a spus că aduc ce nevoie pentru casa ta și nici măcar o marcă, erau mărci pe vremea aia. Numai că în parcare în Cehia, în țărnul la Bratislava era, când au venit nemții, au venit cu patru camioane cu remorcă, mi-au pus un rând de acte în mână și au zis, camionul ăsta e pentru biserica voastră. I-am mulțumit Domnului și la nivelul anului ăla să vii cu un camion, era un lucru mare, mi se părea am jumătate din Românie. Și a treia lucrare care a venit prin omul respectiv a zis că Dumnezeu vrea să vă dea o binecuvântare. Și îmi amintesc de momentul că exact după 9 luni soția mea a născut, dar și acolo a fost o lucrare deosebită. Vineam din Germania, am adus un camion, am găsit-o în spital, plâns, doctorii mi-a spus că e sarcena moartă. Și atunci eu i-am spus, Lidia, Dumnezeu a spus că e binecuvântare. M-am dus noaptea la doctoriță, așa cum eram de pe drum, i-am zis, doamna doctor, vă rog să o operați. I-am încercat să mă convingă că trebuie să-i facă declanșare, că e sarcina moartă. Și am zis, doamna, sunt soțul ei, vă dau scris, semnez, o operați. Operat-o și mai vie ca vie. Este mama între copii ei și Dumnezeu ce spune și împlinește. Slavă Domnului! Da, și acum să revenim. A venit vremea când a venit Revoluția. Am lucrat un timp la Adas. Și aia nu a fost o întâmplare. Noi considerăm că sunt etape din viață care sunt întâmplări. Nu, la Adas m-am învățat să am dialog cu oamenii, să lucrez între oameni, să vorbesc cu oamenilor. Era o muncă de teren. Nu știam că toate astea Dumnezeu le-a pregătit. Când am luat permis de camion, am spus că, dacă ce o să lucrez eu șofer? E prima dată m-am urcat pe camion în Ceoslovacia, că nu trebuie să aduc pentru ajutoare și apoi urmat o perioadă lungă. mi -am amintesc câțiva ani de 91 încoace, cumpăram camioane din DDR și mă ajungeam mai ieftin camionul de morcă cumpărat decât dacă plăteam transportul la ce caram cu el. Și că eram pentru biserici, că strângeam de pe stradă, 10 ani am mers în Germania și strângeam lucruri de la șpermul ce scoteau nemțe pe marginea drumului, le aduceam la biserică, aveam o comisie care le repara, le vindea și așa am construit biserici. Apoi am făcut cantină socială, acum avem două centre sociale, bătrâni, copii, multe activități. Deci toate au pornit de la nimic. Și Dunărea în munțe Pădurea Neagră este un mic păriaș și cu cât mers spre Marea Neagră, merg vapoare pe el. Așa a fost și lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. În fine, a venit vremea când în 90 am lucrat în Italia, trei luni jumătate, am câștigat foarte bine, deci erau alte vremuri, nu erau vremurile de acum, cu ce am câștigat în trei luni jumătate, am cumpărat apartament cu patru camere, camion cu remorcă, microbus și jumătate de mobila din casă. Și italianul, na, ei cântăresc foarte bine când omul muncește sau nu. A spus că îmi dă casă, să-mi aduc familia, să mă mut acolo. Eu am început să râd și am spus, auzi, eu nu stau slugă la voi, eu mă duc și la mine acasă. Am venit, m-am apucat de afaceri, ele au mers destul de bine, la un moment dat au mers crescând. Numai că Dumnezeu avea alt plan și de aici începe Dumnezeu să intre într-un mod mai direct în viața mea. Eu înțelegeam, îl iubeam pe Dumnezeu foarte mult, lucram mult pentru casa Domnului, dar eu înțelegeam că menirea mea este să fac bani și să fac evangelizare. Atât încăpea în mintea mea. Credeam Dumnezeu m-a pus unde m-a pus să reușesc să fac bani și cu bani să fac evangelizare. Cam asta era universul meu. Dumnezeu avea în vedere mai mult și eu nu înțelegeam. Totul a fost planificat de Domnul. Mi-aduc aminte, la un moment dat, când era SPMCR-ul, la radie, la început, a fost o discuție, bătrânul păstor nu prea o înțeles el ce în mintea mea, un pic așa cu el anul ăsta tineresc, am zis, nu, aici nu se poate face treabă, mă mut în Bacău, Piatra Neamță pe vremea avea 120.000 de locuitori, Bacău 250.000, strategic, era mai bine, am spus, gata, acolo e de făcut lucrare. Am vorbit, aveam bani pe vremea aia, am cumpărat o casă, am vorbit să cumpăr o casă, a doua zi trebuia să fac actele, cred că era 11 seara, iar îmi bate în ușă un grup de frați din Toplița au venit după literatură cum era pe vremea aia, era în timpul lui Ceaușescu, a doua zi eu trebuia să merg mai eu și neva să mă știam, trebuia să mergem să ocupăm casa de la familia Floareș din Bacău, erau tot creștini. Ne plecăm pe genunchi să mulțumim Domnului și vine o lucrare, bărbatule, de ce vrei să pleci de aici? Rămâi aici, că aici am de lucrat cu tine, nu unde vrei să te duci tu. Ne de pe genunchi, sora spune: Am văzut un drum, la capătul drumului o casă era întuneric. Domnul spunea să te întorci înapoi. Am sunat la bacău, am spus fraților: Uitați ce au vorbit, domnul, nu mai pot să cumpăr casa. Am rămas liniștit la piatra Neam zis, Dumnezeu are un timp, are un loc, are o lucrare precisă. E mare lucru să reușești să intre pe făgașul ăsta la ceea ce vrea Dumnezeu. Bineînțeles, păstorul de înaintea mea. O văzut și el cumva un potențial și cu toate că avea copii și el, și-a pus gând rău să mă ordineze, să mă cheme în slujire. Eu am fost un răzvrătit, am spus, moșule, spuneam noi, moșule, eu fac bani și fac evangelizare nu-i popie de mine. O trecut primul rând, m-o chema la filială să mă ordinez, ordinat atunci un nou pastor cum era pe vremea aia după Revoluție, m-o chema și pe mine să mă ordinez, eu am fugit. Și a spus, lăsați-mă pe mine în pace, că eu am treaba mea, eu nu sunt ca să stau să fiu păstor. După doi ani, Dumnezeu a început să lucreze. Am avut o lucrare, bărbatul în scurtă vreme vei avea de ales între lucrurile spirituale și cele pământești. Dacă le vei alege pe cele spirituale, viața ta va fi binecuvântată. Dacă le vei alege pe cele pământești, viața ta va fi numai plâns, numai chin, numai dureri. La mintea mea nu încă pe slujirea. Cum eram eu cu o aveam viză de Schengen, căram eram utilaje, că camioane, deja lucrurile erau așa în floare. Eu am spus să nu mă dau cu totul pe face să lăs. Eu mergeam pentru mine, dar îmi părea păcătos să fac două afaceri pentru mine. Am făcut un fel de juruință așa cu Domnul și am zis, Doamne, de fiecare dată când mă duc, jumătate pentru mine, jumătate pentru tine. Și la un moment dat să termin un rând de seminar, urma alt rând, eu n-am știut, ședință de comitet la, la mine acasă, iar vine pe capul meu, măi, biserica mă vocata să voiau numai eu, nu voiam. Și îmi spune, mai du-te la cursuri, moșule, ți-am spus că nu mă duc. Numai că nu a apucat să, să iasă toți din casă și au până la bucătărie. Fata pe care v-am spus că mi-a dat-o Domnul prin făgăduință era micuță și o tras o cană de apă clocotită pe față. E născut într-o zi cu mine. Așa a venit, aici și aici. Când te uiți și Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un punct sensibil. M-am uitat la ea, m-am uitat la nevastă mea și pentru prima dată am gândit, mai s-ar putea moșul să aibă dreptate. Și i-am spus, auzi, mâinii mergem și îl întrebăm pe Domnul. În fine, am mai luat o familie cu noi, nevastă mea, le-am făcut instructajul, mai nu cumva să suflați o vorbă, deci mi-a plăcut totdeauna să ascult de glasul Domnului, dar nu să fiu manipulat. Și mi-am luat totdeauna toate măsurile ca nu cumva să intervine elementul uman. Ne-am dus noi prin Suceava ca să nu mințim că suntem pocăiți, să știm așa cum să ne mai fofilăm câte un pic. Am mers în piață ca să nu mințim că am venit în plimbare și am dat o tură și pe la un proroc. I-am spus că am venit într-o plimbare și am trecut la o rugăciune, că ne ridicându-i pe genunchi, Spune Domnul, iar că despre voi care ați venit cu o problemă încurcată, Domnul așteaptă o decizie și el va desăvârși toate lucrurile și așa și așa. Ne ridicăm și fratele ăsta începe să râdă. Mă, voi n-ați venit la plimbare. Voi ați venit cu un scop bine definit. Fraților, vă spun sincer, nu era... Vă dați seama ce înseamnă stia așa de pe o este duc într-o altă lume. Dar ce eu aveam visurile mele, lumea mea, drumul meu pornirile mele, societate mixtă română, elvețeană, utilaje, tot. În fine, eram mașină din ghețat, multe, multe. Și zice, domnul, nu, dincolo, măi, e prea subțiri în drum, azi, hai să mai mergem într-un loc. Ei, acolo domnul m-a Am fost frate Dimitica Franciuc, era frăcău pe vremea aia, vă dați seama că 31 de ani în urmă, și ne ducem aceeași, nu cumva să soflați o vorbă ca așa. Că ne ducem la domnul din prima. Bărbatule, ce nu știi și nu poți, nu-ți cer socoteală. Dar ce ți-am vorbit, știi și nu vrei să faci. Plata ta e plata celor neascultători. Știu munca ta, știu lucrez mult pentru casa mea, nu vreau munca ta, vreau ascultarea ta. Dacă nu e eu lucrarea mea fac cu altul, dar viața ta va fi numai plâns, numai chin, numai durerii. Oameni buni, când am auzit aceleași cuvinte pe care le-am avut cu câteva luni înainte prin alt vas, m-am prăbușit. Am început să tremur, am zis, Doamne, iartă-mă, nu Te-am înțeles, sunt gata să Te ascult. Ne decăm de pe genunchi, fratele Mitic e așa un pic mai hotopit, așa e mai... Și zice, Livile, îți spune Domnul, du-te și paște oile, tu spui, nu, Doamne, mă du să vând brânza. Te prindă hoță, îți trage un toc de bătaie, îți fură și brânză și bani. Așa se pățești dacă n ascult. Ai să fii ca ala care pui bostanul la tine, face rugul pe gard, dar bostanul îl face la vecin. Vin pocăit acasă, moșule, plec la cursul. Nu știa ce am pățit. Asta era a zile. zi. Plec în Germania, n-am mai luat viza. Am zis, gata, nu mai îmi trebuie, trebuie să fac o pauză. M-am dus în Elveția, spun la partener, mai uite care treaba Dumnezeu, așa mi-a vorbit. Fratele Paolo Castellani, din Zurich, și zic că băi, asta e, am împărțit noi tot ce am avut, mai aveam un depozit care era mare, era pe la centură și am decis împreună să-l donăm și am făcut biserică din el, am donat și am făcut biserică în satul meu natal și acum ultimul drum cu peripeții mari dar Dumnezeu câteodată așa ne face ca să putem și să ne facă să renunțăm un pic mai ușor. A fost un greu, tare, mă lăsa mașina într-un tunel, e poveste lungă și Dumnezeu a trimis izbăvirea că biserica să ruga acasă, am ajuns și spun la bătrân, auzi, mă duc, avem niște pachete de astea cu adresă pentru săraci, merg și eu cu tine, mă duc, le duc prin Suceava, spune, auzi, hai să intrăm un pic pe la filială. Intră la filială, rămân în mașină, el se duce. Eu îi spusesem atâta că plec la cursuri, dar asta erau doi ani. Pe la Fălticeni, după 30 de kilometri, îmi spune, auzi, am vorbit cu frață, să știi că pe data de 4 aprilie vin ca să te ordineze ca și prezbiter. Eu îngheț. Frate, dar eu am spus că plec la cursuri. Mintea mea ce-am zis, băi, doi ani, mai fac vreo doi bani, mai strâng ceva și pe urmă îi dau la slujire, așa ca și cânte cu lebide. Și atunci au căpătat și el curaj și au zis, auzi, ce-am spus, am spus, ea mai las-o dată. Dom'le, nu știam ce-a pățit. Abia la mormântarea lui am înțeles. Dumnezeu a venit și a vorbit. Bărbatule, în scurtă vreme te voi lua acasă, într-un zor de dimineață, fără durere, Ia și rânduiește cei din rânduit în casa mea. De asta el venis așa speriat, aproape să mă oblige ca să fiu ordinat. Și la mormântare, fratele Costică Macoviciuc spune fraților, nu sunt nici două săptămâni de când fratele Păstrăvan a venit la filial, o zis, frate, eu am 75 de ani, parcă avea atunci, sunt încă în putere, dar uite ce mi-a vorbit Domnul, am stat de omul ăsta ca să-l ordinăm, nu au vrut, acum au zis, da, hai să-l ordinăm repede să nu se răzgândească. Și pe data de 4 aprilie a fost ordinarea mea de prezbiter, numai că cu o săptămână și ceva înainte, într-o dimineață, când Dumnezeu a vorbit, m-am dus să le la o mormântare, l-am găsit cald. A făcut baie seara și o tăiat unghiile, a doua zi dimineață au zis odată, au și au plecat acasă. Și mă trezesc la un moment dat cu 200 de pentecostali în județul Neamț, patru biserici, eu un tânăr de 30 de ani, singurul prezbiter ordinat în județ, n-aveam de cine să mă țin decât de Domnul și așa am început slujirea. După o săptămână ne-am apucat de construcția bisericii, după asta du-te și -a fă școala la fără frecvență, Stăișe, și lucrează și cu una și cu alta. Era o bisericuță săracă, 14 pe 6, făceam întâlnirile de tinere sub un șopron, aveam 371 de metri pătrați, la un moment am o chemat așa la primărie și o clădirea voastră e mai mare decât terenul, o trebuie să închirez de pe la vecini, pe urmă să cumpăr. Și uitați, așa a fost începutul. Am fost prezbiter, după asta am fost păstor, am început să ordinez oameni, am început să deschidem biserici, am făcut o harta județului, am pus niște X-uri unde aveam noi biserică, erau cam puține, am mai pus câte o bulină unde aveam câte un grup, am început să lucrăm, ajungeam la 20 de metri într-o localitate, le construiam biserică, îi dădeam la casa lor, puneam oameni să-i slujească. Și pas cu pas Dumnezeu lucrat. La un moment dat am ajuns vicepreședinte la filială. Îmi amintesc că înainte de asta un moment, când toți evangeliștii mergeau în vaslui, acolo era terenul mai ușor, la noi a fost un teren foarte greu, deci ortodoxia era destul de puternică și destul de ostilă, pentru noi era problemă că existăm, mult timp am pus autocolante pe mașinile noastre cu Biserica Pentecostală, cu oamenii nici măcar nu știau să pronunțe, era o problemă că existăm, probleme, în fine, astea fac parte din slujire, din viață. Ce vreau să spun mai departe, că m-am dus la o conferință foarte supărat, eu deja aveam 14 angajați la biserică, făceam misiune, la noi nu au fost oameni de misiune și oameni de corvadă toți la deal, toți la vale, păstorii mestecau la beton, nu aveam ci, nu aveam cui să dăm sarcini, trebuia să lucrăm ca un tot unitar. Și în fine, la un moment dat, o trecut și perioada asta, m-am dus la conferința asta supărat, să le spun fraților din Suceava, vă, păi, pentru voi județul neam, nu există tot, tot numai la vasului, dar treceau prin județ și... Înainte de a vorbi fratele din America, au pus un evreu să vorbească. La un moment dat el a început cam așa, oameni buni, nu vă puneți încrederea în organizații, în oameni, puneți-vă încrederea în Dumnezeu și așa. Și că am făcut, mă pune să vorbesc după el. Ce să mai zic, am zis că, fraților, de acasă am avut multe de spus, dar am înțeles, nu mai am nimic ca Domnul să vă binecuvântez. Și am început să înțeleg că singura soluție este Dumnezeu și am început să vorbesc cu el. Când vorbești mai mult cu Dumnezeu, vorbești mai puțin cu oamenii. Și Dumnezeu este Cel care îi onorează. Am făcut lucruri trăsnite, efectiv ne-am aruncat, Dumnezeu ne-a prins în naivitatea noastră, efectiv n-am știut, e ca un copil de ala, care știi, bă, cu nu mă interesează. N-am avut niciodată bani, dar am făcut mult. De ce? Pentru că am știut, Doamne, că e vorba de mine, eu trebuie să-mi fac socoteala la cheltuieli. Și dacă nu greșesc, o singură rată am avut în viața la o mașină de spălat. Când nu fost de mine, dacă n-am avut, n-am n-am mâncat. Dar nu m-am îndatorat. că nu a fost vorba de lucrarii, am avut și 4 miliarde din împrumutate din că când am făcut centru social. Uh, am zis, domne, nu e a mea lucrare, eu atâta trebuie să știu dacă e voia ta să fac, dacă e voia ta eu mă arunc și știu că tu mă pric. Cam asta a fost filozofia noastră de viață. Cum e la voi cu bugetul? păi cum să fie, facem datorii și pe urmă ne rugăm să ne ajute domnul să ne împlinim. Din perspectiva mea, o biserică care ține banii la ciorapă păi e o biserică bolnavă. Dacă nu avem proiecte înaintea banilor, oamenii așteaptă, domne, dă-mi un munte de bani ca să fac ceva. Nu, aruncă-te. Nu a fost pâinilor. Eu trimis cu coșulețul, nu cum o vila de pâine. Pe măsură ce dădeai, pe măsură ce cheltuiai, pe măsură ce te implicai. Tu Dumnezeu vine cu resursele. Dacă nu știi să faci lucrarea cu bicicleta, nu faci nici cu Mercedesul. Deci eu cred că Gedeonul îl zice, du-te cu puterea care o ai. Și așa am început. Am început să evangelizăm. Acum vreo 27 de ani am început noi să facem evanghelizăm. Bă, suntem prea săraci. Cum să facem? Nu i băga să nimeni în seam. am gândit, mai facem și camere în pod orașul Piatra Neamță, un oraș turistic, măcar să vadă orașul, poate mai vine câte unul și vine și la biserică. Cam asta a fost filozofia noastră când am început. Am început să facem evanghelizări, mi-aduc că prima dată am început în 14 localități. Am chemat noi niște slujitori care erau prieteni și care nu aveau pretenții de astea mari, că noi eram copii săraci și am dormit pe salteli, am mâncat pe un hol, dimineața ne rugam, după amiază în 14 biserici odată. După 27 de ani, Anul, asta, anul trecut, cu ajutorul Domnului, într-o săptămână au fost 304 evangelizări în 92 de localități. Deci, de când am început, am mers tot crescând o armată de oameni, o săptămână stau la noi, mănâncă la noi, dorm. Dimineața ne rugăm, după mează am avut și 60 de grupuri, plecat în 60 de localități. Nice. Sunt în niște experiențe deosebite, și La demisol erau proroci cu cei care mergeau la rugăciune. La mijloc erau cântărețe, că ăștia sunt mai gălăgioși. Sus erau cei care făceau studiu biblic. Deci oamenii la ora actuală vin de plăceri, să știe de un an înainte când... E o lucrare deosebită. Nu am visat noi că știi, stai, ce o să facem, ce o să dregem. Biserica din piatră a mers pe principiul Filadelfiei. Dacă Dumnezeu o deschis ușa, trebuie să fii orb să nu vezi că o deschis o Domnul. Și când o deschis o, nu aștept să mai deschid o ușă. A intrat prin ea. Cam ăsta a fost principiul nostru. Și Dumnezeu pas cu pas o dat binecuvântare. Am ajuns la filială vicepreședinte, două mandate. Pe urmă mi-aduc aminte că am ajuns președinte. Când am ajuns președinte, m-am dus cu 23 de oameni. Atât era de județul Neamț și Bacău. Nu numărat, nu votul, nu întrebat. Mi-aduc aminte că... În fratele, Unde v-ați dus cu 23 de oameni? La alegeri. Deci noi eram nimeni în drum, cum s-ar zice. Dar când Dumnezeu are un plan, Dumnezeu lucrează și mi-amintesc că după ce fratele moi să mi-a dat cuvântul că n-am ieșit președinte, am pus o întrebare. Fraților, vă rog să-mi spuneți dacă v-am întrebat pe cineva dacă m-a votat sau nu. Dacă v-am întrebat pe careva să vă ridicați în picioare. Nu s-a ridicat nimeni și atunci am zis, vreau să știți că se poate și altfel. Dumnezeu ridică, Dumnezeu coboară. Au fost opt ani cât am slujit domnule ca și președintele comunității de Suceava. Am încercat să punem lucrurile la punct. Neharul domnului am avut împliniri deosebite. Întâlnirile de tineret anuale erau în jur de 1200-1200 de tineri care stăteau în rugăciune, a doua zi conferință. La lucrarea cu copii, la simpla întâlnire anuală, sunt în jur de 450 de învățători de copii la seminarii, la ora actuală avem 5 grupe de seminar în țară și aproape 50 de grupe afară. Ne-am gândit oamenii ăștia când vin înapoi, vin și trebuie să fie educați. Avem echipă de profesori care sunt la extern, care sunt la intern. Dumnezeu a dat binecuvântare, dar pas cu pas, fără multă zarvă, fără multă etichetă, ce am considerat că trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și atâta tot. Și când te duci cu inimă sinceră, nu se poate Dumnezeu să nu onoreze. Apoi a venit următoarea provocare la cult. În urmă cu opt ani m-am dus înaintea Domnului. De deci ce am modul meu de a lucra. În primul rând Dumnezeu trebuie să-mi vorbească mie personal. Și apoi aștept și o confirmare din partea Domnului printr-un proroc. Am încercat să evit ideea să mă duc orbește așa, să fiu manipulat. Și am zis, Doamne, e planul Tău. La un moment dat, Dumnezeu mi-a răspuns, niște oameni cu influență vor să te pună pe un scaun înalt. Dacă te vei duce, nu vei putea să mă slujești cum vreau eu, că va trebui să fac ce spun ei. Și am refuzat, nu am candidat la primele trei poziții. Au venit următoarele alegeri. Mi-am spus în mintea mea, mai dacă, fac, dacă candidez la primele trei poziții, atunci nu fac congresul la Bucovina. Dacă nu candidez, fac. Eu am avut, am fost un pic așa mai, mai aparte. Mi-a plăcut să torn apă în șanțuri, nu să torn benzină. Deci am considerat că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor, dar nu trebuie să-L ajutăm noi să strălucească. Strălucește El că vrea să strălucească. Și m-am dus înaintea Domnului, am sunat undeva, era Consiliul Bisericesc, am sunat la un vas de lucru care știam că e un om al lui Dumnezeu și îi spun, te rog, fă o rugăciune, nu i-am spus despre ce e vorba. Și am spun, auzi, am văzut în fața ta o punte de urcare, Domnul a zis să nu te urci, că la mijloc are o fisură să rupi cu tine. După aia Domnul va pune un pod gros, te vei urca, mulți te vor urma, în fine. A spus Domnul planul lui. Și am sunat pe cei care îi stau și le-am spus, mame bun, nu dedes. M-am dus la Consiliul Bisericii și am zis, lăsați-mă să, să organizez un congres bine și fără miză electoral. Vă au scris că nu candidez la primele trei poziții. A fost un congres binecuvântat de Domnul, partea frumoasă a fost, că după vreo trei săptămâni am mers la păstorul respectiv din Ardeal, la evangelizare și spune, de se face la voi în Bucovina? Pa uite, noi nu candidăm și facem lucrurile astea. Cum să nu candidez? Să încep el să spun un alt și încep să râdăm spuma. Acum trei săptămâni o vorbit domnul prin tine, acum vorbești tu. Și, în fine, l-am ascultat pe domnul. Ultima dată, când am candidat și am ieșit vicepreședinte, iar a fost o minune. Deci Dumnezeu m-a vorbit de vreo trei ori înainte, știam, știam că voi urca o treaptă, știam că asta e poziția pe care voi fi, că nu voi fi vioara totuși, din respect pentru oamenii din țară, am spus că este normal să candidez și eu să convic. Că dacă nu candidea, vrea să spună, bă, știi că e un încăpăță la... Bă, asta la dispoziția, domnule, eu știam locul unde Dumnezeu... Uh, și mă a cerut domnul lucru să nu fac niciun fel de înțelegere cu nimeni. Deci prima lucrare am avut-o în America, printr-un păstor din Canada, Scă, că Domnul te va urca o treaptă, prin voința maselor, dar îți spun să nu faci niciun fel de înțelegeri cu nimeni. N-am făcut niciun fel de înțelegere, Ba, încă eram să cad în capcana. Știți, apare elementul uman. Să mă întâlnesc cu frață din Suceava, din filiala noastră, să vedem ce oameni vor candida, cum facem. Și cu trei zile înainte m-am trezit. Mă, stai un pic, că nimeni înseamnă așa mie. Am făcut o ședință pe Zoom și le-am spus, fraților, nici un fel de înțelegeri cu nimeni. Care vreți candidați, care vreți votați ce vreți, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ascultând de Domnul, vezi că Dumnezeu își face planul. De multe ori când credem că îl ajutăm pe Dumnezeu, îl încurcăm. Și așa am ajuns vicepreședintele cultului. Nu e o slujbă ușoară, e o slujbă plină de provocări. Împreună cu echipa cred că trebuie multă, multă înțelepciune, multă călăuzire să auzi vocea lui Dumnezeu, pentru că nu sunt două cazuri la fel, nu sunt două situații la fel, dar mi-am propus cu încăpățânare un lucru, că îmi voi ieși din slujire să mă pot uita în sus. Dacă nu mă mai pot uita în sus, am făcut cea mai proastă alegere acum 31 de ani. Și ăsta e țelul meu. Viața mea e Dumnezeu, e biserica, e familia. Familia, teoretic, știm cu toții că trebuie să fie înaintea biserice după Dumnezeu. Luați-o ca mărturisire publică. Dacă nu mi-ar fi dat Dumnezeu o familie binecuvântată și o soție ca să mă înțeleagă, nu puteam să fac ce fac. Dar îi mulțumesc, Domnule, pentru soția mea, pentru modul în care Dumnezeu a pregătit-o. Și când Dumnezeu cheamă un om, Dumnezeu își pregătește terenul. Cam asta e istoria vieții mele, așa în scurt. Dacă ar fi să începem să intrăm în domeniul miracolilor pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, deci sunt multe, se enorm de multe. Fratele v-am ascultat cu mare plăcere și am observat firul roșu al modului în care Dumnezeu v-a călăuzit până aici. Înainte să începem înregistrările, ne-a spus câți kilometri faceți pe lună. Dar Pentru numai că ce... Domnul ne plătește la kilometru. <laughs> Cum ne plătește Dumnezeu? Vedeți, dumneavoastră, stau de multe ori, mă uit în oglindă și îmi pun întrebări. Pe de-o parte, cred că Dumnezeu, în primul rând, se uită la motivația noastră. În al doilea rând, cred că Dumnezeu contorezează doar când suntem pe drumul pe care el l-a trasat. Dacă suntem în afara traseului, poți să alerg și degeaba. În al treilea rând, eu cred din toată inima într-un Dumnezeu care răsplătește drept. Oameni buni, au fost vremuri când mă bucuram să mă cheme cineva la o friptură, atât eram de săraci. Dumnezeu și-a împlinit făgăduința, dar a fost un timp în care Dumnezeu o proba De a probat credincioșia. Dar știi cât, cât, am văzut minunile lui Dumnezeu în viață? Am citit că Domnul a făcut casa la moșii egiptence. Am văzut ce înseamnă pe propria mea persoană. Păi dacă nu erau oameni ca să mă împing, eu n-aveam casă asta. Mi-am că la un moment dat vine o prorocie. Să știți, astea nu m-am dus ca la ghicitor, hai la baba să-ți ghicească. Dumnezeu, efectiv, în momentul când au avut ceva de spus, o trimis oameni, o adus conjuncturi. Dar e mare lucru să ai scriptura într-o mână și o să lucrezi. În primul rând, de aici, din scriptură, n-ai cum ieși. O prorocie n-are cum să iasă de aici. Dacă iasă de aici, e falsă. Deci, în primul rând, scriptura. Dar poate să auși glasul Domnului, pentru că scriptura ne prezintă cadrul general. Dar când Dumnezeu vine și îți vorbește personal, atunci vezi cazul, cadrul particular. Nu ai de unde să știi. La mine vine Domnul și spune, iată că am hotărât să-ți fac un hatăr, să vă fac un hatăr și să vă dau o binecuvântare pământească de care să vă bucurați mult. La un moment, vine cum meu, hai să cumpărăm un teren să facem nu știu ce. Era aproape de blocul meu, mă uit, am cumpărat, am vrut să cumpăr să fac un foișor. Și-o vine proprietarul, nu, domne, dacă le iei tot să-l dau, dacă nu, nu. Și am cumpărat 3600 de metri cu 6000 de dolari. Era un dolar 80 metru. După asta o ajunsesc și la 100 de euro metru în locul ăla era câmp. Am cumpărat, eram noi bucuroși, am făcut un foișor așa din resturi, de copaci, ne întâlneam cu comitetul acolo, mâncam câte un pepene. Să nu credeți că știți cum dacă vrei să te bucuri, te bucuri de lucrurile mici. Dacă nu poți să stai, vezi câte un copil care strică mașini de și altul să joacă cu... găsește câteva fasole și îl vezi bucuros să joacă. Deci nu e totul, totul e să știi să te bucuri de ce Dumnezeu ți a dat. Și la un moment dat, în venit cum lucram eu, cum colaboram cu frață din Germania, vin, vă terenul și îmi spun, măi, tu trebuie să faci o casă pentru copiii tăi. Frate, eu am apartament, nu-mi trebuie casă. Domnule, mă duc odată, nem ăștia, că noi așa pe o parte, ăștia nu scape așa ușor. O să auzi, azi nu ne culcăm până când nu-mi promiți că te apuci de făcut casă. Poți să nu până la trei noapte la trei noapte nu mai puteam de somn. bine, frate, mă apuc. Ei, dacă nu făceam atunci, nu aveam. Dar vedeți, dumneavoastră, când, când, Dumnezeu vrea oameni buni, eu vă arăt fotografii, nu vorbesc po povești. Eu nu spun ce s-a întâmplat în Africa, spun ce s-a întâmplat la mine. P am avut situații când au luat foc toată levada și în formă de U am fotografii, era porumb aici, în formă de U o ars așa și nu s au aprins porumbul uscat că mi de acasă. casa am avut multe situații în care am văzut mâna lui Dumnezeu așa, incontestabil. Deci eu nu pot vedea de, de minuni care nu pot fi probate. Ca să zic așa, în toate proiectele astea, ce să zic, am văzut mâna lui Dumnezeu. A fost când că nu au fost inundațiile am construit împreună cu o 100 de case. Când au fost inundațiile în 2006 la Cumănești, Ne-am apucat noi și am făcut 14 case și două biserici atunci. Adunasem vreo 25.000 de euro datorii pe la magazine, pe la Trebuia să facem inaugurarea. Atunci, eu mă gândeam, cum să facem inaugurarea? Că dau ăștia cu pietre mine, luasă materiale de pe la magazine și mă pune domnul la probă. Că că domnul, că lucrează, întâi te pun la probă. Mă sună un prieten milionar în dolari în America, bă, vin la piatră, o, bucuria mea, domne, tu l-ai trimis. Numai că el trebuia să vină duminică. Și sâmbătă vine Domnul și îmi spunea, auzi, nu vine pentru voi. Du-te cu el la Bacău. Noi la Bacău construiam o biserică. Eu în gândul meu, ai o voce. Vine Domnul a doua oră. Domne, dar chiar nu știi cum stăm? Vine Domnul a trei ori și Domne, treaba ta e datoria ta. Mă duc, te ascult, mă duc la Bacău, da? Din coace, nu știu. M-am dus la Bacău, în fine altă poveste. Am fost în America într-un weekend, am adus 10.000 de dolari pentru Bacău. Aia a fost altă poveste. O plecat americanul meu, a rămas cu datoriile. Asta a fost duminică, peste o săptămână inaugurare, luni dimineață. Mă sună fratele Costin Odoroiu din Seattle și îmi spune, te-am sunat să te întreb cum stai cu banii la biserică eu știind că datorie am, am zis, S -s -s, știe Domnul, lasă-vă că știe Domnul, știi și tu, spune -i cum stai. Iar nu i-am spus, i-am zis că a Și spune, te duci și, și casa de la Stejaru și 25.000 de euro pe la biserică. El avea niște proprietăți, eu mă ocupam pe vremea aia de actele la proprietățile lui. Oameni buni, m-am apucat de plâns, i-am mulțumit Domnului. Dar era a doua provocare, să vinzi o casă într-o săptămână. Eu sâmbătă avem inaugurare. Aveam un singur frate care mai învârtea ceva bănuți, m-am dus la el, băi, frate, Costel, nu-ți trebuie. Băi, nu am, Dar ce am zis, eu, bă, dacă n-am reușit cu cabinetul 1, încep cu cabinetul 2, mă duc la Lenuță, sora Lenuță, uite așa casa costă 42.000 de euro, îmi dai numai 25 și restul îmi dai peste 6 luni. Eu știam că vine americanul și că am nevoie de diferență. La mine mi-ar de acum. Spune, mă duc la bancă. Dacă mi-aprobă, ți-o dau. Era în anul 2007. s a dus, eu aprobat. Parcă acum văd cum au venit cu plasa de bani. Am luat directorul, am luat contabila. Ne-am dus, am plătit toate datoriile și la 12.30 a fost inaugurarea. Când m-am dus în America, l-am întrebat, Costin, spune-mi, te rog, ce te-a determinat? De unde mai ai luat așa de sigur? Și o au zis, auzi, eram cu tracul încărcat să mă mut din Seattle în Texas. Domnul Muscular, noaptea și mi-a zis, nu te duc când ajungi. Întâi trimite la Liviu 25.000 de euro și după asta du-te. Frațelor, soția omului ăsta a murit, acum s-a căsătorit cu șefa serviciului social de la noi, care și ei au murit soțul, și asta eu ce vă spun, nu sunt asta pot fi probate. Și orice vorbesc, nu trebuie eu să-L fac pe Dumnezeu să strălucească. El strălucește, că e Dumnezeu. Dar câte minuni au făcut în viața noastră. Și copiii tineri au intrat tot în nebunia asta. La un moment dat aveam nevoie de un cort. Tinerii, gata, ne rugăm. Când am mers în Germania, prima dată am găsit un cort. La un moment dat aveam o întâlnire cu de familie mari, numai mai pe toți negri, acri. Păi ce s-a întâmplat, mă, tot s-a supărat pe mine. M-am dus în fine, am avut întâlnire când am venit, erau și deputați și senatori, erau întâlnire pro familie. Când ajuns să servim masa la casa Elim, cortul meu dărâmat. Ne însă să noaptea o zăpadă de aia. Și numai bine era și domnul deputat, cu șans, domnul deputat, uite aici. Și să mai un proiect, am făcut un proiect, am luat o parte din bani de la guvern, am pus noi diferența, și în loc de cort am făcut o hală. Și tot așa, pas cu pas, Dumnezeu. Puteți ști câte minuni au făcut Domnul la în satul Potociu. Ce vă spun? Nu vă spun povești oameni buni. Era un bătrân, era vreo 70, în gândul meu, voi ăștia doar să-i în în știi, că nu avea nicio perspectivă, nu aveai oameni. Dar el a vrut să facă o biserică. Ce crezi? O că, bă, am eu teren, îl donez. O bătut un vânt, o rupă durea și o căzut brază chiar pe terenul lui. O plătit un sfert de preț la Silvic, am construit, am făcut biserică. Și câte de asta, oameni buni, cu precizie, deci nu joc de nu chestii, dar știi cum lucrează Dumnezeu așa, milimetric. M-am dus odată cu, cu un om de afaceri și -a, el avea de diabet, nu putea conduce. să mi minte că aia a fost, cred că, cea mai lungă cursă. Am condus 8.000 de km în 10 zile și am încărcat 5 tiruri. 3 pentru el, 2 pentru biserică. Și el cumva s-a simțit el așa, na, cumva obligat, o să băie, știi, fac ceva pentru voi, vă dau două soluri de mochetă, dar acum văd două soluri mari de mochetă, le-am pus undeva într-o magazin. când am terminat o biserică, îi spun, băi, ia de mocheta, să vedem, nu s-a potrivi, frațelor, din perete în perete, fără să tai jumate de centimetru, dintr-o bucată. Deci, acolo e frumusețea. Așa că Domnul îți dă, că Domnul face, da. Păi dacă înveți că lucrează la milimetru, deși nu poți decât să te arunci să știi că Dumnezeu nu rămâne dator. Sunt încă multe provocări, sunt multe lucrări, dar eu una știu. În toate proiectele din viață, prima dată am vrut să văd dacă e voia Domnului. În al doilea rând am vrut să văd dacă e legal. În al treilea rând am vrut să văd dacă pot să termin. Și apoi m-am apucat de treabă. Am avut o echipă minunată și oameni deosebiți și ce pot să spun atât? După 31 de ani, Dumnezeu nu a decepționat niciodată. De asta pentru voi ăștia mai tineri vreau să vă încurajez. O, oameni buni, când știți că e voia Domnului într-un lucru, aruncați-vă că Dumnezeu... Oamenii te aruncă de două ori și te prinde odată, dar Dumnezeu când te aruncă te și prinde. Domnul să vă binecuvânteze. Vă mulțumim din suflet pentru acest interviu, la care mai mult am ascultat efectiv, cred că cu ura căscată, toate minunile pe care le-ați povestit și modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră. Ne dorim din suflet Dumnezeu să vă păziască, să vă ocrotească și să vă dea putere în lucrarea pe care o aveți de făcut. Amin. Știu că e greu. E greu, dar vreau să încheiem într-un ton în urmă cu două săptămâni cred într-o duminică am fost la piatra m-am uitat la tineri și aproape cu lacrimi în ochi le-am spus oameni buni, eu am 60 de ani eu nu mai fac munți de acum bucuria mea este să mă regăsesc în voi să-mi regăsesc proiectele să-mi regăsesc visurile, să-mi regăsesc munca, pentru că voi sunteți care dați valoare. Alergarea noastră nu e o alergare cap-coadă, e o alergare de ștafetă. Deci, eu cu una o capăt la urmă, ferici de cei care aduc roadă, dar roada lor să rămână. Pe mine, ca un lucrător care mă pregătesc de pensionare, nu mă interesează doar să termin bine ce mă interesează ca cei de după mine să ducă mai departe ce am început. Și cred că asta e frumusețea și asta e așteptarea lui Dumnezeu. Așa că luați-o ca o provocare, duceți mai departe ce ați văzut bun la înaintașii voștri. Nu, respect, nu repetați greșelile lor, dar conflictul între generații este doar un termen dacă vreți, draconic, care este semănat de diavolul. O biserică sănătoasă este o biserică unde bătrânii, familiștii, tinerii și copiii lucrează împreună. Noi avem seara tinerilor, avem seara copiilor, dar avem și seara seniorilor. Să vezi bunicuțele cum fac, cum fac program la biserică, cum fac poem, de să poate, să poate lucra împreună dar asta că n-ai agenda dublă, ci că te interesează doar proslăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim. Asemenea.